Un număr de 6 copii cazați la una dintre cabanele din Straja au ajuns la urgența spitalului din Lupeni în noaptea de duminică spre luni. 3 dintre ei, spun medicii, au ajuns imediat după miezul nopții și au cerut ajutorul echipelor SMURD, iar alți 3 au ajuns cu mașinile părinților. Toți au acuzat dureri de stomac și stări de vomă, dar reprezentanții spitalului spun că nu se confirmă posibilitatea unei toxinfecții alimentare. Copiii au ajuns la urgență în timpul nopții, în jur de ora 12-24. Au fost consultați în serviciul de urgență al Spitalului Municipal Lupeni de către medicul de gardă. Li s-a administrat tratament corespunzător unor simptome digestive, dar care nu au dus la stabilirea diagnosticului de toxinfecție alimentară, întrucât revenirea acestor pacienți a fost rapidă și totală. Copiii s-au întors imediat în cabana în care erau cazați în tabără și deocamdată nu se pune problema de a verifica alimentele, ori modul de organizare al sistemului din cabane. De altfel, doar cei 6 s-au simțit rău, iar ceilalți copii, pentru că în Straja, în tabere, sunt acum peste 250 de copii, nu au avut niciun simptom. În jumătate de oră copiii au ajuns înapoi la cabana la care erau cazați și astăzi se simt foarte bine pe pârtile pe care le avem în stațiunea turistică Straja. Dacă DSV-ul consideră lucrul acesta, ei se ocupă de mâncare, ei se ocupă de controle care se fac. Noi, eventual, dacă vom avea solicitări din partea părinților sau din partea cuiva, o să trimitem și o să mergem să verificăm împreună cu instituțiile care se ocupă de aceste aspecte. Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a făcut controle în Straja la toate cabanele, acum câteva zile, tocmai pentru că se știa că vor veni foarte mulți copii în tabere. De altfel, cei mai mulți învață să schieze și participă și la tabere de nutriție, unde sunt învățați ce și cum să mănânce sănătos.